Bună ziua, Olteniță! Bună ziua și mulțumesc! Din nou cu majuscule, le-am folosit la Călăraș, le-am folosit la Piatra Neamț, nu am cum să le folosesc la Oltenița. Și dacă la Călăraș am fost copleșită, sunt și aici. Pentru că am așezat noi niște scaune mai pe la ora 1:30, dar n-am crezut că va fi atât de multă lume și vor fi atât de multe zâmbete. Și vă mulțumesc pentru fiecare zâmbet în parte. Mi-am dorit ca astăzi să petrecem o zi de toamnă frumoasă și caldă. Numai că soarele nu a fost chiar atât de îngăduitor cu noi. Acum văd că a apărut, dar sper să-l aveți fiecare în suflet și să plecați de aici cu câte o rază de cuvânt de frumos, de poezie. Am emoții, n-am crezut că o să am atât de multe emoții. Povestea mea cu Oltenița este într-adevăr didactică, să-i spun. Prima și prima dată este didactică și astăzi chiar așa am început ziua cu un cerc pedagogic la limba franceză într-o școală din mediul rural, dar nu o școală obișnuită, o școală care pilotează curicula națională. Și știți foarte bine despre cine este vorba, despre școala gimnazială numărul 1 Curcani. Cu o activitate frumoasă am început astăzi, continuăm la fel de frumos, dar un pic altfel. Am spus că povestea mea cu, sau legătura mea cu Oltenița, într-adevăr, este didactică, pentru că ne-am amintit astăzi cum ne-am întâlnit mai în tinerețe, adică în ceva ani, la gradele didactice, cum ne-am mai întâlnit pe la cercuri, pe la perfecționări și așa mai departe. Și povestea mea în Oltenița, alături de Claudia, a început la liceul Neagore, la colegiul, pardon, mă scuzați, la colegiul Neagore. Era alături de profesoara ei, colega mea, care este aici în primul rând, Doina Șerban, și era un pic debutant așa, dar în ochii ei nu am văzut debutul, ci am văzut siguranța și inteligența. Și acum în ochii ei și în sufletul ei, să știți că am văzut mult mai multe. A fost omul care s-a ocupat de tot ce înseamnă astăzi ziua asta aici și vreau să-i mulțumesc și să o aplaud. Ea este mult mai organizată și a scris foarte multe, o să le citească pe toate, o să le spună pe toate. Aseară doar am rugat-o să doarmă o noapte înainte și cred că a venit odihnită și cu forțe proaspete. Ce mai înseamnă pentru mine Oltenița? Păi înseamnă intersecția cu editura Neuma. Pentru că am venit în calitate de reprezentant al învățământului Călărășean la Colocviul Editorilor, un eveniment care s-a realizat în parteneriat cu administrația locală și cu unități de învățământ, cu profesori de limba română, dar nu numai. Iar la acel eveniment m-am intersectat fără să stau de vorbă cu domnul Gârbea, de care mie mi-a fost frică. Și trebuie să recunosc public. Și cu domnul Capșa și cu doamna Mariana Capșa, care m-a tot invitat, recunosc cu mâna pe inimă, de foarte mult timp, de foarte multe ori, pardon, la Oltenița, la evenimente de acest gen. Și de fiecare dată mi-a fost frică. Eu am publicat primele mele volume cu o editură mică,
așa îi spune Cristina Ștefan, o editură mică, dar pentru mine a fost de suflet. Și acolo mă simțeam în siguranță, mă simțeam protejată un pic și mă gândeam că Neuma va însemna o intersecție cu o critică acerbă, puternică, iar poezia mea este nu atât de pus în vitrină. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat curajul să mă intersectez de-a dreptul cu această editură și cu acești reprezentanți de seamă ai editurii și, nu în ultimul rând, ai Uniunii Scriitorilor din România. Am așa niște emoții și mai mari când zici că susțin acum bacalaureat. Este într-adevăr o certificare, dacă vreți, a ceea ce încerc de mult să fac prin poezia mea, o certificare a versului meu, care este de stare și de realitate și de suflet și de sentiment și de oameni. Pentru că eu scriu inspirată de un tablou, dar scriu inspirată de mersul spre casă, de munca de zi cu zi, de bucurie, de tristețe, de copil, de copii, de elevi, de profesori, de noi, de oameni. Am zis că o să vorbesc puțin. M-am bucurat foarte mult că la acest eveniment a vrut să participe și un alt segment de artă și au venit din partea lor, eu n-am cunoscut-o pe gingașa noastră violonistă, dar îi mulțumesc și vreau să o mai aplaudați încă o dată pentru că a fost așa un film frumos. Ține să ajungi pe scene înainte și să fii acolo unde ți-ai propus să fii, o stea a muzicii. Bănuiesc. Și mulțumesc unei talentate profesoare pe care nu mai zăresc acum. Acum am zărit-o, Adriana Roșculeț, care m-a uimit cu ce a putut să realizeze acel tablou îi aparține. Este inspirată din poezia Plan Urbanistic. Fiecare vers este acolo. Se numește colaborare. Nu suflă nimic. Colaborăm. Îi mulțumesc din nou lui Andrei că mă ține de mână și la Oltenița. Bănuiesc că știți pe Andrei că îi vedetă pe Facebook pentru că nu ratez niciun moment în care să nu-l... Bine. Și astăzi a intrat și am zis aș vrea să citești o poezie, dar nu mai pregăti, nu mi-ai spus nimic deja, dar acum văd că s-a relaxat, a intrat în lumea care îi aparține și lui un pic, să știți că se străduiește să scoată și el un prim volum, lucrează intens. Și nu în ultimul rând vă mulțumesc fiecăruia în parte, colegelor mele care au venit astăzi pentru o prima activitate, pentru a doua și dumneavoastră tuturor celor prezenți. Și știu că ați venit de dragul meu, nu așa cum s-a discutat un pic mai devreme în culise. Nu, e o glumă. Sigur ați venit de dragul meu și de dragul artei și de dragul versului. Și o să mă opresc aici, mai e ceva de spus tu, nu? Și apoi o să și recit ceva și o să mai citesc ceva. Până atunci poate scapă Andrei de emoții.